contestat odată la CIEC acest act și acum noi mai dăm posibilitatea încă o dată viitoarea unui control suplimentar la jucătoria Chișinău. E corect, înțeleg, sau totuși este altceva? Doamne Filipova, deci hotărârea prin care a fost refuzat candidatul de a fi înregistrat de candidat, hotărâre numărul 18 a Consiliului Electoral Circumscris Electoral Municipal Chișinău este indicat și procedura de contestare și anume unde se contestă, adică la Comisia Electorală Centrală. La fel, prin hotărârea noastră, noi indicăm la care instanță sau la care organ se poate contesta hotărârea respectivă. Deci, în codul electoral este prevăzut că hotărârile organului electoral se contestă la instanța judecată, respectând procedura prealabilă. La moment, domnul Brega a respectat procedura prealabilă, a contestat hotărârea și ulterior deja are drept să adreseze în instanța judecată. Și așa cum prevede codul administrativ, reiterez că în actul administrativ e necesar de indicat unde se contestă actul. Vă mulțumesc, întrebări, întrebător. Nu sunt. Deci, propun susținerea proiectului prezentat de către domnul Filipov, prim viceprimar. Propuneți, da, vă rog. Domnul raportor, totuși punctul 3 din dispozitiv, de ce este a fi revăzut? Asta este poziția mea și în acest sens propun ca punctul 3, deci modul de contestare a acestui eventual aceste hotărâri să fie acordat sau ajustat la articolul 72 alineatul 3, care spune că în perioada electorală, fără respectarea procedurii prealabile, hotărârile Comisiei Electorale Centrale pot fi contestate la Curtea de Apel Chișinău în termen 30 zile de călătorie. Pentru că noi acum suntem într-o perioadă diferită, suntem în perioada electorală. Respectiv, această contestație sau hotărârea noastră poate fi contestată conform articolul 72 alineatul 3. Punctul meu de vedere, respectiv, este ca punctul 3 din dispozitiv să fie ajustat la prevederea din articolul 72 de articolul 3 din codul electoral. Vă mulțumesc. Alte propuneri? Da, domnul. Domnul Curtu, dumneavoastră, propuneți ca să fie în dispozitiv indicat la punctul 3, ca hotărârea respectivă este contestată la Curtea de Apel Chișinău. Da. Corect? Bine, dar ce facem noi cu hotărârea Consiliului Electoral? Unde este contestă? Deci, așa cum prevede și articolul 71 prim, 72 alineatul 3 și 72 alineatul 3, este scris că hotărârile Consiliului Electoral se contestă în instanță judecată, respectând procedura prealabilă. La moment se respectă doar procedura prealabilă. Și ulterior, hotărârile respectiv se atacă de stat judecată la instanțele de nivel 1, nu și la Curtea de Apel. Mi-ați vorbit despre 61 din codul administrativ? Nu, codul electoral. Procedura de contestare. Domnul raportor, eu v-am spus o propunere, nu mă întrebați dacă ați înțeles corect. Susțineți, nu susțineți, spuneți la vot. Nu susțin. Da, domnul Crăbinescu. Eu rog o pauză de 5 minute pentru toți colegii ca să avem o discuție. Cine susține pauză de 5 minute? Vă rogăm. Pauză de 5 minute. Mulțumim.